12 angajați și societatea E.ON Gaz fac parte din dosarul aflat pe masa de lucru a procurorilor de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, deschis în urma exploziei din decembrie 2010 la blocul din strada Martir Horea. Față de doi dintre angajați, cercetările au fost extinse recent. La rândul său, compania furnizoare a solicitat o expertiză la una din centralele termice de apartament, iar anchetatorii așteaptă acum concluziile specialiștilor. În cauză a fost extinsă urmărirea penală față de alte două persoane. Acum, în prezent, sunt învinuite 12 persoane fizice și o persoană juridică. Cu ocazia audierilor, SC E.ON Gaz a solicitat expertizarea centralei termice din apartamentul 1, apartament aparținând părților vătămate Luca Marin și Elena, expertiză care a fost încuviințată de procuror la data de 14.04.2012. În cauză a fost desemnat un expert din lista oficială a experților din cadrul Tribunalului Bacău, expert desemnat de către procuror. Celelalte părți din dosar au solicitat și ele un expert parte și după cumularea concluziilor, magistrații vor putea întocmi actul de finalizare a cercetărilor. Părțile în cauză au dorit fiecare expert parte, astfel încât părțile vătămate au solicitat un expert de pe lista de experți a Tribunalului Vaslui, iar societatea E.ON Gaz de pe lista de experți a Tribunalului Galați. În cauză se așteaptă definitivarea concluziilor experților parte și ulterior acestea vor fi comunicate părților, va fi prezentat materialul de urmărire penală și va fi întocmit actul de finalizare a cercetărilor. Reprezentanții E.ON Gaz evită să dea detalii despre ancheta de care sunt vizați. Având în vedere că este o investigare în derulare, nu facem niciun fel de comentariu, a spus Corneliu Zaiț, purtătorul de cuvânt al E.ON Gaz. Și apărătorul celor rămași pe drumuri, în urma exploziei, așteaptă răspunsul specialiștilor. Între timp, oamenii stau tot în chirie, însă contractele expiră la sfârșitul acestei luni și nu știu dacă E.ON Gaz le va mai plăti sau nu chiria. În acest dosar, procurorii fac cercetări pentru infracțiunile de vătămare corporală și din culpă și distrugere. În urma exploziei, 15 familii au rămas pe drumuri.